căruia singura armă este non-conflictul, bunătatea, iertarea și iubirea. Vom vorbi așadar astăzi despre aspecte astrale de mare forță, despre energii care vin și pleacă într-un context în care noi trebuie să le aducem la un numitor comun. Deloc de ignorat vom vedea lecțiile karmice, iarăși o perioadă cu componentă karmică majoră, deloc de ignorat, spuneam, lecțiile karmice pe care le avem de asimilat în perioada imediat următoare, fiecare în funcție de destinul personal. O invitație săptămâna următoare de a ne descoperi fiecare dintre noi misiunea pe care o avem și de a înțelege care sunt punctele critice și punctele forță, punctele cele mai importante din tema personală. Iată așadar care ar fi, să spunem, provocarea săptămânii ce urmează. Vorbeam despre acest Marte pe ultimele grade din semnul peștilor, deci nu numai că el se află pe gradul 29 în pești, dar știm foarte bine că peștii încheie acestimul semn zodiacal, după care începem iar cu semnul berbecului, deci Marte, care acum încheie, se află pe această încheiere de ciclu a roții zodiacului, vorbește despre faptul că conflicte vechi, conflicte karmice, conflicte pe care le avem de ceva vreme cu anumite persoane din jurul nostru, în special cu persoane pe tipar yang, adică nu neapărat bărbați, dar oameni care oricum au o vibrație mai masculină, pot fi și femei, sigur, care au o vibrație yang. Deci oameni care au oarecare înclinație spre energie masculină pot atrage în viața noastră, indiferent că suntem femei sau bărbați, un soi de conflict pe care trebuie să-l temperăm, spuneam în intro-ul emisiunii, prin bunătate, iertare, prin iubire și prin energie yin, bineînțeles, adică blândețe, docilitate și non-conflict, non-agresiune. Fiecare dintre noi va fi stimulat și, iată, nu trebuie să subapreciem talentul Universului de a ne pune în fața unor provocări exact acolo unde ne doare sau acolo unde ne enervăm cel mai rapid. Deci urmează o săptămână în care de fapt trebuie să facem dovada capacității noastre de a ierta, de a nu ne enerva, de a nu sări imediat în fața unor conflicte și de a nu răspunde cu aceeași monedă. Pot apărea persoane care, sigur că da, să ne agreseze pur și simplu pe factor karmic și atunci când este factorul karmic nimic nu are nicio logică, deci s-ar putea să ne simțim agresați, dar dacă vom căuta să găsim motive logice, clar nu vom găsi. Răspunsul este că trebuie să armonizăm mai exact orice energie conflictuală care vine către noi săptămâna următoare. Nu în ultimul rând, vom discuta astăzi și despre prezența lui Venus în semnul Geminilor în continuare. Un Venus foarte frumos aspectat din fericire, un Venus care ne atrage atenția asupra șansei de a ne armoniza în anumite relații pe care noi le considerăm productive sau relații care pot aduce ceva bunăstare în viața noastră și care ne pot ajuta să intrăm pe un făgaș corect. Chiar din punct de vedere financiar, este o săptămână foarte propice pentru a dezvolta, mai ales pentru cei care se simt venusieni. Este o săptămână foarte propice pentru a negocia contracte care sunt de mare forță, pentru a veni cu negocieri foarte interesante acolo unde, sigur că da, este puțin și interesul nostru, pentru a atrage de partea noastră oameni care, repet, ne pot ajuta într-un mod semnificativ. Nu prea ar fi indicat, nu prea ar fi bine să ne certăm, să spuneam să intrăm pe conflicte, nu prea ar fi bine să ne jucăm cu energiile acestea conflictuale sau să agităm într-un mod nefiresc, spuneam, energia de tip yang. Mai ales valabile aceste sfaturi pentru cei care se simt oarecum cu musca pe căciulă, care știu că au un fond mai dezechilibrat din punct de vedere al enervărilor sau din punct de vedere al recalcitranței sau al agitației, a unui dinamism puțin peste medie. Deci trebuie să aducem totul pe linia controlabilului, constantului și normalului. Să
începem acum să discutăm despre semnul berbecului, un semn foarte interesant, să spunem, din punct de vedere al aspectelor cu care se confruntă. Nu este deloc ușor să ai acest Marte și Neptun pe ultima casă astrologică. Este un aspect foarte interesant, deoarece nativii berbec vor tot fi încercați săptămâna următoare de diverse elemente care vor reuși pe undeva să-i scoată din confortul lor zilnic. Marte vorbește și despre potențiala apariție a unor dușmănii secrete. Marte pe casa 12-a și cu dubla amprentă de pești, pentru că și în semnul peștilor și pe casa peștilor pentru nativii berbec vorbește despre o dublă posibilitate de a atrage oarecum elemente mai puțin loiale, mai puțin oneste, spuneam ascunse, sigur că da, pe profilul casei a 12-a. Deci mare atenție asupra dușmăniilor ascunse, mare atenție asupra persoanelor care pot fi duplicitare și false în raport cu dumneavoastră. Trebuie de asemenea să fiți foarte atenți cum puneți problema în situații care prezintă un grad de, să spunem așa, nelucidare sau nu există în acele situații, nu aveți tot adevărul pe masă, mai exact. Deci sunt situații în care s-ar putea să nu aveți tot adevărul pe masă, adică să fie nevoie să faceți un efort, să atrageți mult mai mult echilibru. Încercați, dacă simțiți că o persoană nu este cinstită cu dumneavoastră sau nu este onestă, să faceți în așa fel încât să o eliminați. De asemenea, ce mai au de înțeles nativii berbec în această perioadă? Cum să devină vindecători ai sufletelor celorlalți? Aici, dacă vreți, este proba dumneavoastră de fair play. Dacă vreți, este proba dumneavoastră de propulsare în fața universului, pe baza respectării unor legi astrale despre care vorbeam în introducere și care chiar trebuie respectate 100%, trebuie să faceți în așa fel încât să încercați de câte ori aveți ocazia să fiți foarte temerari și să-i ajutați pe cei mai puțin norocoși. Să fiți eficienți în lucrurile bine învățate care vă vor solicita din plin. De exemplu, nativii berbec vor fi foarte solicitați de către univers pe zona de ajutorare a celor mai puțin norocoși, pe zona de sacrificiu pentru ceilalți. Fiți foarte atenți că asupra faptului de a ajuta oameni nepotriviți și de a fi oarecum surzi la nevoia de a fi ajutați a unor oameni valoroși. Deci universul va împărți în două categorii oamenii care țin la dumneavoastră și care vă solicită ajutorul. În primul rând vor fi persoane care vă solicită ajutorul și merită din plin acest ajutor și persoane care vă solicită, dar de fapt vin doar să vă epuizeze energetic fără a merita ajutorul dumneavoastră. Deci mare atenție cu Marte și Neptun în semnul peștilor și pe casa 12, nativii berbec trebuie să discearnă singuri care sunt persoanele care merită să fie ajutate și care sunt persoanele nu neapărat de care trebuie să vă deziceți, dar care nu sunt neapărat o prioritate din punct de vedere al uzurii noastre energetice. De asemenea, deloc de ignorat această conjuncție Soare-Mercur într-un frumos aspect cu Uranus din semnul Taurului, care vorbește despre o șansă de a potența, de a fi potențată asta pentru toată lumea, investițiile sau câștigurile. Trebuie în schimb să înțelegeți foarte rapid ideile de câștig. Vor veni către dumneavoastră destul de multe propuneri în sensul acesta și asta pentru că sectoarele din care se realizează sextilul Soare, Mercur, Uranus sunt sectoare legate de semnul banilor, adică casa a doua, casa Taurului și casa a patra, casa Racului, care și ea vorbește despre relații cu publicul și o relaționare care poate fi benefică financiar. Deci, cu alte cuvinte, nativii berbec pot să speculeze
ceva, pot să speculezi chiar un talent specific casei Taurului, care înseamnă valorizarea unor hobby-uri sau a unui talent personal, pentru a avea un câștig imediat, material, concret. Deci berbecii devin foarte pragmatici săptămâna următoare într-o variantă în care oameni din jurul lor vin către ei cu tot felul de propuneri interesante, cu singura condiție de a se implica destul de mult. Adică condiția pentru ca nativii berbec să fie pe o linie favorabilă pe zona aceasta financiară, deci această condiție, este să reușiți să înțelegeți care ar fi soluția optimă pentru a valoriza orice aveți până la urmă. De exemplu, un nativ berbec care știe să facă foarte bine, să spunem, să predea sau să, nu știu, facă cumpărături sau să se pună în slujba unor persoane care într-un anumit domeniu au nevoie de ajutorul lui, trebuie să facă lucrul acesta. Deci trebuie să aveți curaj, pentru că este zodia curajului în sine, zodia lui Marte, trebuie să aveți curaj să faceți lucrurile pe care le faceți atât de bine. Nu vor fi încurajați nativii berbec care, spre exemplu, nu vor să-și asume responsabilități. Săptămâna următoare, nativii berbec care, de exemplu, doresc să rămână într-un fel de stagnare, sau cei care, cărora le este frică de activități dinamice. În altă ordine de idei, tot pentru nativii berbec, sesizăm șansa de a încheia contracte foarte favorabile cu persoane care, repet, vin cu zona asta de, aceasta de bunăstare destul de excentric manifestată. Aveți o foarte bună toleranță față de opiniile celorlalți, adică nativii berbec sunt poate zodia cu cea mai mare deschidere către sugestiile altora. Vom observa nativ berbec care, datorită acestei deschideri către și optimismului cu care abordează ideile altora și a încrederii în forțele proprii, exact cum am și scris, primesc foarte mult ajutor și realizează foarte multe lucruri. Nu înseamnă neapărat o garanție a unor investiții solide, sigure, pe termen foarte lung, dar înseamnă fără doar și poate o încredere atât de mare în forțele proprii și o deschidere atât de mare către propunerile altora, propuneri de mare forță, evident, încât din lucruri neprevăzute pot apărea proiecte care pe termen lung vor fi extraordinar de benefice. Ce vă sugerez este să nu refuzați niciun proiect, nicio sugestie, nicio propunere, pentru că pe principiul n-aduce anul ce aduce ceasul, chiar dacă așteptați ceva de foarte mult timp și se materializează de-abia acum, trebuie să aveți încredere că destinul vă poate pregăti o surpriză foarte plăcută. Mergem mai departe să vedem pentru nativii Taur cum se prezintă săptămâna următoare. Remarcăm faptul că există o serie de planete retrograde, nu că ar fi neapărat o mare problemă, dar este o invitație de a ne recalibra forțele pe zonele respective. Avem un Mercur retrograd, Jupiter, Saturn, Neptun și Pluton. Iată deci cât este de important cu 5 planete retrograde pe cer, apare în retrograde desigur, cât de important este să înțelegem mesajul lor, să revenim asupra, de fapt asta înseamnă retrogradarea aceasta aparentă, să revenim asupra unor lecții sau situații neînțelese altă dată. De exemplu, vor putea apărea pentru nativii Taur evenimente neașteptate, asupra cărora ei ar cam trebui să se orienteze într-un fel sau altul. Evident, Taurii simt nevoia de schimbare în această perioadă, apar tot timpul evenimente sau persoane sau situații care pot da lucrurile peste cap, lucruri destul de bine stabilite de către nativii Taur, care știm că sunt foarte organizați și foarte dornici de să spunem așa, un confort din toate punctele de vedere, însă perioada oarecum sugerează mai degrabă schimbări de esență și la nivel social și la nivel de investiții. Le spune Taurilor că decât o stagnare care nu duce nicăieri, mai bine o viață puțin mai agitată sau mai supusă, nu hazardului, ci schimbărilor, dar care pe termen mai lung
este mult mai productivă decât să spunem să stai în aceeași casă care nu-ți mai place. Dau un exemplu la întâmplare, pentru un nativ taur va fi mult mai important și mai interesant, de exemplu, să schimbe casa, dar cu condiția ca această casă să îi priască mult mai mult, chiar dacă îl și agită mult mai mult ideea aceasta de schimbare. Este o perioadă în care, de asemenea, nativii taur înțeleg mult mai bine logica lucrurilor, o perioadă în care sunt legați karmic de anumiți prieteni sau oameni care vin mai mult ca un simbol în viața lor decât ca un ajutor propriu-zis, și despre asta vorbește conjuncția Neptun-Marte în semnul peștilor pe casa 11-a, o casă uraniană a prietenilor elevate sau a prietenilor care au misiunea de a-i ajuta fără să ceară neapărat ceva în schimb, deci foarte susținuți de către ceilalți, mult mai ocupați decât de obicei, oameni care apar în viața taurilor doar pentru a-i ajuta și pe profilul uranian, cum apar așa și dispar, deci misiunea lor este doar să ajute, poate nu sunt neapărat prieteni la cataramă, pot fi pur și simplu oameni care apar și pleacă după ce își rezolvă această misiune, după ce reglează cu nativul taur această situație în care pur și simplu trebuie să-i ajute. Într-o variantă în care și taurii la rândul lor muncesc foarte mult pentru alții cu această planetă a generozității în semnul lor. O oarecare greutate pentru acești nativi săptămâna următoare în atingerea unei stări de liniște interioară totală, asta deoarece, spuneam, există foarte multe provocări cu care Universul vă bombardează în perioada aceasta și mai mult decât atât, anumite situații inhibate până acum acum devin total explicite și vă puteți, ce vreau să spun este că vă puteți ocupa de lucruri care până acum au fost blocate sau inhibate. Lecția karmică în această perioadă pentru nativii taur este aceea de a nu vă lăsa afectați de anumite nereguli sau anumite, să spunem, situații de neprevăzut pe care destinul vi le propune și să vă concentrați mult mai mult pe aceste grade analitice ale lui Marte pentru a depăși problemele dificile, ridicându-vă deasupra lor. Evident că nu este atât de ușor, el este pe casa vărsătorului, o casă uraniană, deci iarăși dubla amprentă de agresivitate pentru taur, odată Marte analitic și odată pe casa vărsătorului, casa lui Uranus, deci iată două planete care predispun la risc și nervozitate, deci trebuie puțin să vă stăpâniți nervozitatea săptămâna următoare pentru a vă concentra pe lucruri mult mai constructive. Taurii oricum sunt cu picioarele pe pământ, dar în această perioadă vor fi și mai mult cu picioarele pe pământ. Emoțiile interioare vor susține această stare în sensul că vor rezolva și regla lucruri pe care până acum nici nu s-au gândit că le pot rezolva într-un timp atât de scurt. O zodie care nu-și va petrece timpul în perioada următoare cu criticismul, și asta deoarece natura elevată a lui Uranus în semnul dumneavoastră vă scoate din orice fel de vibrație inferioară, din orice fel de preocupare care poate scădea vibrația. O foarte mare greutate pentru nativii taur de a-și ordona gândurile și de a face ordine acolo unde este dezordine, asta grație unui Mercur foarte bine aspectat pe casa lui de domiciliu pentru taur, pe casa a treia, pe casa gemenilor. Deci iată cât de frumoase aspecte avem pe planeta Mercur pentru nativii taur. Mai mult decât atât, Mercur este și apropiat de Soare zilele acestea, deci tot ceea ce înseamnă împrejurări neclare, gânduri neclare, situații neclare, informații, situații neclare, sentimente neclare, toate par să se redreseze și pe undeva să se echilibreze. Există un profil destul de retoric, să spunem așa, pentru Taur perioada săptămâna următoare, în sensul că vă puteți pune întrebări al căror răspuns nu-l primiți chiar imediat, dar un răspuns care putem spune că poate pluti undeva în atmosferă și începe să-și găsească o configurație. Deci pe undeva aș spune că nativii Taur găsesc o configurație pentru întrebări pe care
să spunem, la un moment dat le-au pus mai degrabă, spuneam, retoric. Puteți rezolva anumite probleme care țin de relaționare, puteți intra în legătură cu persoane care vă pot ajuta. Acest Marte și Soare pe casa a treia arată chiar regăsirea unor amiciții sau prieteni mai vechi, care amici, colegi, care vă vor susține în proiectele dumneavoastră. Este o perioadă foarte propice, de fapt acesta este atul perioadei pentru nativii Taur. Este o perioadă foarte propice organizării. Taurii trebuie să-și organizeze viața, trebuie să-și organizeze casa, trebuie să-și organizeze economiile, să-și organizeze membrii familiei și așa mai departe, oricum să organizeze totul în jurul lor, chiar și pe prietenii pot organiza, chiar și pe partenerul de viață, ceea ce evident va atrage un soi de oboseală mentală, care este inevidentă atunci când te ocupi de ordonare și organizare. Confuziile de orice gen trebuie transferate pe zona aceasta de organizare, dar în egală măsură vom vedea că taurii vor reuși să facă și lucruri care nu țin numai de organizare, ci țin de intuiție. Încercați, în schimb, să vă concentrați doar pe acele lucruri care sunt pertinente. Pentru că Uranul, sigur că da, vine și cu o doză de extravaganță, vine și cu o doză de nonconformism, care vă poate atrage atenția nu numai asupra unei organizări, care sigur că da, poate fi pusă în practică, ci și asupra unor idei care sunt mai nonconformiste, cu un grad redus de aplicabilitate, deci care, a căror punere în practică nu stă în picioare. Deci trebuie să oarecum să discerneți între acele gânduri și activități care, pe care le puteți pune în practică și le puteți organiza, și cele pe care trebuie să le lăsați în stand-by sau chiar să pur și simplu să renunțați la ele. Oricum, oamenii din jurul noastră, cu acest mercur foarte bine aspectat pe casa prietenilor apropiați, vă vor ajuta să faceți progrese semnificative, foarte mare ajutor din partea apropiaților sau din cauza colegilor, amicilor, un ajutor chiar nesperat, o relaționare impecabilă a taurilor cu vecinii, cu prietenii, cu frații, cu surorile, cu cei care le sunt precum niște frați și așa mai departe. Tot timpul aveți idei noi, pe orice zonă v-ați duce trebuie să fiți un fel de pionieri. Cu siguranță destinul a pregătit pentru nativii Taur o sugestie săptămâna următoare pe zona de excentricitate și pe zona de inventivitate. Fii observați că la locul de muncă puteți fi pionierii unor idei și veți fi foarte apreciați, fie pe zona domestică, fie în relația cu prietenii. Trebuie, în schimb, să urmăriți și un angajament spiritual care vine pe profilul unei case a 12-a, în care îl găsim acum pe Chiron, celebrul vindecător. Deci, fără doar și poate, nativii Taur nu trebuie să uite nicio clipă de acest angajament spiritual. Și pentru că vorbim despre angajamente, să trecem și la gemeni, cei care au însăși planeta parteneriatelor în semnul lor, o planetă care acum este foarte bine aspectată cu Chiron și cu Saturn, deci planeta seriozității. Acest lucru îi motivează oarecum pe gemeni în relații serioase. Vă veți lua în serios toate îndatoririle, mai ales față de oamenii la care țineți, destul de solicitați de persoanele cu care aveți corespondență emoțională sufletească. Este o perioadă în care gemenii, mai mult decât oricând, își doresc oarecum să justifice tot ceea ce fac, tot ceea ce simt, să vă revanșați față de persoanele pe care le cunoașteți de ceva vreme. Acest Saturn pentru nativii gemeni pe casa principiilor vorbește despre nevoia de a respecta toate regulile legate de morală, tot ceea ce
vă nobilează, să spunem așa. O să vă ajutați foarte mult prietenii și oamenii care țin la dumneavoastră. Invitația lui Saturn proaspăt intrat în semnul vărsătorului către umanitarism pentru gemeni intră pe cocasă jupiteriană, deci nu veți simți neapărat nevoia să ajutați pe oricine, ci să ajutați oamenii valoroși, oamenii care au dovedit ceva din punct de vedere fie spiritual, fie cultural, fie intelectual și așa mai departe. O legătură foarte puternică pentru nativii gemeni cu universul, să spunem așa, grație conjuncției Pluton-Jupiter, care se realizează pentru dumneavoastră pe casa Scorpionului. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că trebuie să transformați și să alchimizați ceva, ceva apasă. Fie un defect dintr-un trecut karmic, mai exact, un defect pe care îl tot perpetuați din altă viață, fie o tară, o traumă de care doriți să scăpați, fie ceva care vă dă bătaie de cap de ceva vreme. Deci dacă vă știți cu anumite defecte pe care le, sau cu anumite probleme pe care le tot plimbați și le tot perpetuați de o bucată de timp, puteți să le considerați oarecum mai karmice și să încercați să lucrați asupra lor. Veți simți dorința de a sublinia o anumită ascendență asupra universului, asupra destinului personal. Gemenii oarecum își doresc să treacă peste limitele permise, să spunem așa, să devină precum niște zei ai propriului destin, dar asta doar după ce și-au demonstrat și după ce v-ați demonstrat că meritați. Veți recepționa destul de corect mesajele celorlalți săptămâna care urmează, pentru că acest Venus în semn și acest Mercur conjunct cu Soarele pe casa a doua pentru noastră arată faptul că deveniți foarte interesați de modul în care vi se adresează cei din jur. Parteneriatele sunt foarte favorizate. Mai mult decât atât, pot apărea parteneriate care au o componentă materială, deci oameni care vă susțin din punct de vedere financiar. Trebuie să aveți încredere în cine sunteți, pentru că este o perioadă în care au succes mai ales gemenii care știu exact cine sunt, la ce sunt buni, care pot, chiar puteți materializa planurile dacă credeți cu tot sufletul în aceste planuri. Ce vă sfătuim? Să nu vă distribuiți atenția pe prea multe direcții, pentru că această conjuncție Mercur-Soare vorbește despre necesitatea de a ne concentra și de a asocia acțiunile, activitățile cotidiene, zilnice, mercuriene cu propria personalitate Soarele. De asemenea, este o foarte puternică percepție a mediului în această perioadă pentru nativii gemeni, deci practic este suficient doar să ieșiți undeva și să simțiți exact pulsul mediului respectiv, al societății sau al oamenilor cu care interacționați. Vă sfătuim să mergeți cu capul înainte, privirea înainte, în orice tip de activitate, fără a opune rezistență. Trebuie din când în când, poate chiar la sfârșitul fiecărei zile, să vă revedeți planurile și scopurile și să participați la lucruri creative. Este ceea ce vă scoate din cotidian, din uzual. Și de asemenea, foarte important este mesajul acesta neptunian, care vine puternic pe zona profesională. Deci să-i dați, nativii gemeni trebuie să-i dea profesiei o componentă sufletească. Deci trebuie să înceapă să vă placă în așa cu atâta forță ceea ce faceți, încât să abia să așteptați să vină a doua zi pentru a relua activitatea profesională. Deci o perioadă în care cu orice preț trebuie să descoperiți ceea ce vă face cel mai mult plăcere, acțiunea, activitatea profesională care vă reprezintă cel mai mult. Trebuie să revedeți toate planurile profesionale pe care le-ați avut până acum, chiar și cele care nu au neapărat șansa unei creșteri economice atât de puternice, și să puneți în aplicare
aceste planuri. Efectiv, să vă adaptați din mers, spuneam, să nu opuneți rezistență și să revedeți, să vă stabiliți prioritățile profesionale, să revedeți încă o dată toate planurile profesionale și să vedeți care dintre ele ar putea juca un rol important în viața dumneavoastră socio-financiară-profesională. Nu în ultimul rând, gemenii, ca gemeni aveți șansa de a intra pe tot felul de strategii, pe tot felul de metode de organizare, de a ieși din tot felul de situații în care ați adus multă disciplină în zona respectivă și de asemenea de a aduce progres pe zona profesională într-o manieră foarte semnificativă. Deci succesul pe zona profesională este grație prezenței neptuniene pe casa a 10-a, conjunctă acum cu Marte, este foarte important. Atenție totuși pentru gemeni, cu ce persoană intrați în conflict pe plan profesional săptămâna următoare, pentru că s-ar putea să apară anumite elemente de iscoadă sau anumite elemente ușor conflictuale. Revenim după publicitate cu Nativ Irak.